Prințesa Iguana. A fost odată, în era magiei și zânelor, tărâm vast de 7 regate. Regatul zânelor, căpcăunilor, nimfelor, tot felul de animale, dragoni, creatori marine și oameni. Și împreună era numit tărâmul Avion. Avea un singur conducător, regele. El încerca din răsputeri să conducă bine cele 7 regate, dar ceva mergea mereu prost. Sire, temnițele dragonilor se umplu de noroi. Trebuie să fie din cauza căpcăunilor. Lupta dintre căpcăuni și dragoni se înrăutățește. Aceasta nu va face decât să sperie și să neliniștească alte regate. Sire, am reușit să descifrez viitorul. E doar o persoană destinată să conducă peste Avion și să aducă cele 7 tărâmuri împreună în armonie. Ghicitoare, aduce așa vești de alinare. Cine e el? Cel mai mic din cei 3 fii ai tăi, prințule Jacob. Dar pentru a-și împlini destinul, trebuie să se însoare cu prințesa Iguana. Ce? Prințesa Iguana era din îndepărtatul regat al animalelor. Și da, era o iguană. Legenda spune că prințesa Iguana a fost odată om, dar, din cauza unui blestem, a fost transformată într-o iguană ziua. Noaptea avea să fie transformată în forma ei umană. Regele a vizitat regatul prințesei Iguana și a explicat că, pentru binele tuturor regatelor, uniunea fiului său cu ea era de mare importanță. Prințesa, crezând-o și ea pe ghicitoare, a acceptat cu amabilitate. Ea auzise povești grozave despre prințul Jacob și era onorată să fie consoarta lui. El era un conducător corect și un fiu modest. Când a aflat că trebuie să se însoare cu prințesa Iguana pentru un bun viitor al lui Avion, a fost de acord fără să-și contrazică tatăl. Nunta a avut loc îndată, dar prințul nu era fericit. Prinț Jacob? Da? Doamnă, sunteți în camera greșită, presupun. Acestea sunt camerele private ale mele și ale soției mele. Prințesa Iguana. Atunci sunt chiar în locul potrivit. Prințul Jacob a realizat că frumoasa femeie ce stătea în fața lui era chiar soția lui, prințesa Iguana. Conform blestemului ei, noaptea s-a transformat în om. Prințesă? Oh, frumoasa mea prințesă, spune-mi care e blestemul și îl voi distruge. Vei scăpa de pielea iguanei și vei fi prințesa mea pentru totdeauna. Prințule, am fost blestemată de o ființă magică. În aroganța mea am necăjit o iguană. Cum îndrăznești să fii crudă cu un animal? Crezi că ești mai presus de aceste creaturi doar pentru că ești om? Te blestem, vei fi o iguană ziua și blestemul va fi rupt numai când o persoană arogantă ca tine alege să te accepte și să te iubească în pielea iguanei ce o disprețuiești. Asta e o soartă teribilă. Voi căuta această ființă magică și îi voi cere să rupă blestemul. Nu, prințule, nu o acuz. A fost greșeala mea să fiu crudă cu acea iguană. Zilnic, cât eu însă mă transform într-o iguană, ajung să văd lumea prin ochii acestor creaturi. Există așa mulți oameni care sunt cruzi cu animalele și pentru ce? Doar pentru că putem? Fiecare creatură are un suflet. Toate merită să fie tratate cu respect. Necăjirea și tratarea altor creaturi și animale cu cruzime e un semn de slăbiciune, prințule. Prințesa povesti cum a fost acceptată imediat din regatul animalelor și au făcut-o prințesa lor în ciuda blestemului ei. Înțeleg, prințesă, dar ești așa frumoasă ca un om. Voi face tot ce-mi stă în putere să rup blestemul. De ce nu înțelegi, Jacob? Tot ce trebuie să faci e să mă accepți în pieile mele. Prințul Jacob căuta peste tot leac pentru blestemul prințesei Iguana. Nu o accepta niciodată ziua și petrecea toată noaptea vorbind cu ea în formă umană. Curând, prințul Jacob a devenit frustrat de a avea o iguană ca soție. Împărăția oamenilor începuse să râdă de ei.
O iguană? Oh, bietul prinț! În sfârșit, într-o noapte, prințul Jacob s-a strecurat în camerele sale și cât prințesa dormea în forma ei umană, i-a furat pielea de iguană. Nu, prințesă! M-ai înșelat, Jacob! Nu-ți poți accepta soția în toate pieile ei! Cum vei fi vreodată de încredere în tărâmul Avion? Nu te voi ierta niciodată, prințule Jacob! Prințesa iguana nu putea rămâne în forma ei umană și pielea ei de lagună dispăruse. Spiritul ei a părăsit palatul și prințul Jacob dispera. Au trecut luni și situația lui Avion se înrăutățea. Regele încerca orice să facă față haosului din regat, dar nu era destul. Și cât despre prințul Jacob, el se scurgea în amintirile și dragostea soției sale care l-a părăsit. Du-te la bordeiul lui Baba Yaga, fiule, te va ajuta să-ți aduci iubita înapoi. Baba Yaga era o vrăjitoare ce trăia în pădurea mistică. Ea nu era de pe niciun tărâm și legenda spune că era cea mai de temut vrăjitoare. Hei, vreau ca tărâmul Avion să se unească. Și dacă îți iei iguana înapoi, e calea pentru asta. Te voi ajuta să-ți iei soția înapoi. Dar întâi va trebui să treci testul meu. Mergi în jurul bordeiului meu și convinge fiecare creatură ce o găsești pe o rază de 50 de metri să vină cu tine. Ține minte, toate creaturile au un suflet așa ca tine. Deci, dacă ești crud cu ele în vreun fel, vor refuza să vină cu tine. Prințul Jacob plecă în călătoria sa. Pe drum a găsit diverse creaturi de care se simțea lesne dezgustat. Dar nu se clintea că ce-și dorea prințesa înapoi. Bună, domnule Skonks! Am nevoie de ajutorul tău. Vrei să vii cu mine la coliba lui Baba Yaga? Prințul Jacob se străduia să se adreseze fiecărei creaturi. Prințul Jacob și-a adunat curajul și și-a continuat călătoria în jurul colibei. Câteva ore mai târziu s-a întors cu toate animalele după el. Înțeleg acum de ce mi-ai cerut să aduc aceste creaturi. Să conducă cele 7 țări, domnitorul trebuie să fie capabil să vadă toate creaturile cu egalitate și respect. Mi-am învățat lecția. Dar cum de aceste creaturi nu m-au rănit? Căci acestea nu sunt creaturi adevărate! Și chiar așa, animalele s-au transformat în pixies și au zburat din colibă. Vei fi rege, tinere, prinț Jacob! Vei reuni cele 7 meleaguri! Nu te pot trimite la șerpi și scorpioni fără protecție. Sunt creaturi otrăvitoare. Dar ți-ai învățat lecția și acum e timpul să câștigi iar încrederea soției tale. Voi face orice să aibă iar încredere în mine. Prințesa ta va intra în colibă ca un porumbel. Ține-o cu maximă dragoste. O voi face. Calmează-te, prințule. În mâinile tale, ca un porumbel, ea va lua multe forme. Trebuie să ai grijă de ea și să o iubești în pieile ei. Crezi că poți face asta? Voi face orice pentru viitorul lui Avion și să fiu soțul ce-l merită prințesa mea. Chiar atunci, un porumbel a intrat în colibă. Era cel mai frumos porumbel, așa cum prințul îl ținea în mâini. Porumbelul s-a transformat brusc într-o broască. Prințul încă zâmbea. Apoi a venit dragonul. Prințul nu l-a lăsat. Apoi o nimfă. Prințul își menține poziția. Apoi un căpcăun, un crab și, în final, o iguană. Prințul avea lacrimi în ochi când a recunoscut că iguana e iubita sa soție. Prințul a pus iguana pe masă și i s-a înclinat. Blestemul a izbucnit când el a renunțat la aroganță și și-a acceptat prințesa în toate pieile ei. Iguana a fost transformată în prințesă. Bravo! Ai rupt blestemul, prinț Jacob! Baba Yaga i-a dat calul ei zburător viitorului rege și regine a Avion și și-au luat rămas bun. Înapoi, în regatul său, prințul Jacob a fost întâmpinat cu fast și dragoste. A fost încoronat regelui Avion cu prințesa iguana alături. Toate cele 7 regate se bucurau de încoronarea noului lor rege și regină. Ei bine, ne-am învățat lecția, prințule! Da, prințesă,
iar lecția e că unui prinț curajos îi poate fi teamă de animale.